am revenit, am făcut online. Am revenit. Da, e revenit. Gata, copii. Gata. Ia să văd. Prufu, dar vedeți cum e bine. Da, ba, da, e bine. Am... Nu mai da, sunt o deranjă. Știu eu. Să văd. Deci. Așa. 121 îl descompunem în... În ce? Păi... În 2. Stai, nu în 2. Stai, nu în 2. Nu se bate la 2. Nu se bate. La 1. La 1? La 3. Dar să vedem dacă la 3 sunt 4. Nu se împarte. Nici. La 4. Nici vorbă. Ba da, unul cu 2 face 3, 3 cu 1, 4. Dar nu, nu e adevărat asta. La 4 când mă dă 3, 2, 5. La nimic nu se împarte. Asta e povestea. E numai prim. Nu-i? Nu e prim. Uitați când avem câte un număr de ăsta așa ciudat. Încercăm. Deci la 2 nu se poate. De ce nu se poate, Ștefane? Că ultima cifră nu e cu 4, da? La 3 și nu se poate. La 3 suma cifrelor nu se poate. La 2, la 3... Îl înmulțim! 0. Cu 0. 0. Alo? Salut. Nu, sunt într-o lecție de matematică. Profu, rezultatul 0. Profund, deci, este atenție, atenție că e o șmecherie tare de tot. Dar vă spun numai vouă acum, da? Eu știu, eu pot să spun? Nu, pot, spui trăsnei. Mi-a venit, ba nu. Spune. Deci, ori trebuie să facem 121 ori ceva, ori... Nu, deci vrei să spui că se mulțim acolo cum sunt astea? Da, nu vreau, prin șmecherie vreau. Sau, 121 împărțit la 0. Nu, la 0 nu se poate. Deci, odată pățirea nu se poate la... Nu, înmulțimea zero. Nu-mi place. Atenție. La 2 nu se poate, nu? De ce nu se poate la 2? De ce nu se poate la 2? Răspundeți. Pentru că nu-i număr... Ultima cifră, cifra unităților, nu-i număr par. Bun. La 3 se poate? Nu. Atenție, Noime. Îți te rog. Împărțim la... Nu la 121, la 53. A, te gândești că poate să umblăm la 53? Ceva am văzut la 53. Să umblăm la 53? Dar nu știu dacă se împarte cu 2. La 2 nu se poate, că e 3. Da. Se împarte la 3... Nu, la 3 nu, că 5 cu 3 fac 8. Păi la 4 nu? La 4 nu, pentru că în ultimele două cifre nu se împarte exact la 4. Ba da, 5 cu 3 face 8. Păi nu, dar nu este criteriul de vizibilitate așa. Care? Când în ultimele două cifre... Am mai întâlnit așa numeri. Nu este număr defect. Nu-i defect. Uite-te la mine defect acum. Nu încheiem lecția, că acum e tare. Acum începe. Acum e cel mai tare moment al lecției de astăzi. Dacă vă zic. Păi da. Nu ne spune. Cum să nu vă spun? Atenție. Știu eu, e din 132 minus 121 este din 11 în 11. A scris din 11 în 11. Nu, mai avem câteva exerciții faine în cap. Ai din 11 în 11 cum ați scris. Da? Da, uite-te. De unde e 11? Păi, dacă facem 132 minus 121, ne dă 11. Dacă facem 140 minus 139, ne dă 11. Dacă facem 154 minus 144... Asta este secretul. Îi vedeți? Asta e secretul. Asta e fabrica. Și aici e 53, 54, 55, 56, aici acolo... S-a terminat, dar ce s-a pus un minus. Da, fii atent aici. Chestia asta a sesizat un lucru spectaculos. 11 ăsta. Nu cumva are 121 să bate la 11? Ia să încercăm chestia. Ba da, ok, eu fac. Deci atunci când nu merge prin 2... Rufu! Da. Ba da, omit! Când nu mergi la 2, nu mergi la 3, nu mergi la 5, nu mergi... Încercăm 7, 11... E atât de antipatică! Ți-a dat de antipatică, da? Îi mai dați unul după, da? Da. Să-i fac acasă. 121 să vedem dacă se împarte la 11. Ia să vedem pe 121. Se împarte, bun pariu. Nu se împarte, mie nu mi-a știut. Împărțit la 11. Hai să vedem... Păi, e logică. Da, e logică, nu se împarte. Logică. Aici merge o dată. Așa. Unde mergi noi? Că noi nu știm. Suntem prima
oară aici. 11 în 12, merge odată. Așa. Dar 11 rămâne restul, nu? Și vedeți că merge. Da. Deci 121 în 11 ori 11. Wow, ce spectaculos. Cu mâna. Așa. Da. Deci, așa. Deci 11 ori 11, zice. 11, 11 ori 11. În loc de 121, să scriem. Deci, ori 53. Punct. Stai să ghicesc. Ori. Și la 132 împărțit 11 dă 2. Dă 12. Păi dacă e din 12 în 11, este 11 ori, e 22. 11 ori? Nu? Profu, pot să fac eu împărțirea? Am greșit. Hai să fac eu împărțirea. Ia să vedem. O fac eu. A, bine. Da, 132. Scrii frumos așa. Da, scrii frumos. Nu știu ce mai zbit. La împărțit la... La 11. Faci la 11, 13 mere odată. Da. Ala-i 1? Noemi, tu îl recunoști, e 1 ăsta? Nu, las puțin. E un 2 ceva pe acolo. Așa. O, ca când. Vedeți? 11 ori 12. Asta este. Deci 11 ori 12, în loc de 132, zicem plus 11 ori 12, 11 ori, nu ori, nu ori, 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 11 ori 12. Ce urmează după? De ce? Ori 11 ori 12, ori 54. Ori 54, ca să terminăm, se scade. 4 plus 11 o 13. A, s-a prins! 11 ori 13. Da. Cred că așa este. 11 ori 13 ori 56. Da. Ori 56. O 55. Uite tu, ești aici. 56. Am sărit aici. Păi... Ce-am făcut? Am stricat. 55, hai să fie așa cum... Păi da. Ori 55. Așa. Așa. Bine. Minus. 100... Cât este ăla? Este 11... 14. Ori 14. Așa. Ori 13. Minus. Minus. 11. Ori 15. Da. Ori 40. Da. Egal cu... Hai scrii și tu. Primera dată. Nu ai terminat textul. Păi dacă abia ne-am început. Primera dată să... 11 pe lângă. 11 ori 53. Nu-i mai multe. E grea bofu, asta o fac eu. Da, plus? 11. Nu, păi 11 l-ai scos? Da. 12 ori. 12 ori 54. 12 ori 54 plus 13 ori 55. Minus 14. Începem. Minus 14 ori 13. Minus 15 ori 43. Minus 15 ori 43. Minus 16. Ba, nu mai e nimic. Poarta. Nu mai trebuie. Egal, 11, muzicu. Păi, cum am făcut Ada? Da. Se poate altfel ca să facem într-un fel în cap sau să ne iasă mega fit. Oh, mai rapid un da, 53 ar veni 53 plus 50, dar din așa, 53 și aici era 5, 3. Și ar veni 3, 8, 5. 583. Da, așa veni, 583 la mulțire. Iar a scris rezultatul, 53. Ștergeți cu clipa ca să nu mai îndeți până câte jamea. Bun. Plus... Plus 12 ori 54. Nu trebuie să fac copaite. 54
acest pe care tu ne-ai luat. Da. Ce-a fost aici de spectacol? Ce ți-a plăcut, Ricky? Te rog să spui ce-a fost aici. Ce-a fost aici? Minunat. Că numele Dumnezeu din 11-11. Adică da, faptul că 11 era incorporat în 121-132, în 143, da? Și atunci n-am mai văzut factorul comun. Dar trebuie să-l simțim. Să vedem cum s-ar putea scrie unul din... Dar de ce nu ne-am oprit la 53 să încercăm să... să... De ce? 121, 132, 143, diferența din 11 în 11 ne-a sugerat, ne-a fost sugerat faptul că e posibil să se pată la 11 în aceste numere. Și atunci pe, am scos în factor comun pe 11. Deci vedeți, când nu este factorul comun, Ricky și Ștefania, când nu este factorul comun, facem rost de el. Trebuie să ne meargă mintea, să simțim egeșițiu acolo, cum... cum aranjăm. I-a spus. Da. Acum, mai facem o problemă. Să fie mai puțin. Cu timp. Cu timp și spațiu. Astronomie. E bine? Plofo? Da. Plofo, cum facem chimie? Dar vreau chimia. Minus... Unde te afli? La 13.55. Deci, vreau să văd dacă diferența lor cât este. Este o șmecherie acolo. Ca să nu mai fac în continuare. Să nu mai continui mai de aici. Dar trebuie să spui minus ăștia, minus ăștia. Bine, deci asta spui minus. Minus 14, 13. Da. 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 14 ori 13 și 15 ori 43. 4 ori 13. Mi s-a făcut urechea. Mie nu. Ce fură spațiul aici. 1, 8. Așa. Au, mai rău. Așa. Spulgile, mă. Ce să fie nasul? Vreau să facem următoarea problemă. Asta e pe baga. Ia să vedem dacă vă amintiți probleme de tipul ăsta. Într-o parcare sunt... Într-un bloc sunt... 16. Apartamente și mile. O cameră. Da, mai făcut. Am făcut asta, dacă mai știi să faceți. Ce? Cu două camere și cu patru camere. Deci într-un bloc sunt apartamente, scriem. Într-un bloc sunt apartamente cu două și patru camere. Da? Într-un bloc. Sunt apartamente. Într-un bloc apartamente cu două și cu patru camere. Câte etaje are blocul? Câte apartamente sunt pe etaj? În total, în blocul respectiv sunt de la total, să știți. Da, total 17 apartamente. Știu eu. 17 apartamente. Iar camerele sunt... Dacă luăm două camere... 46. Câte camere? Adică 46. Camerele sunt 46. Câte sunt de două? Păi 17 e? 17 înseamnă numărul total de apartamente. 46? Da, 46. De apartamente? Da. Deci 17 apartamente și camerele în total sunt 46. Câte sunt cu două? Împărțim 46 la 2, apoi împărțim la 4. Nu, 46 împărțit la 6. Nu, 46 împărțit la 6. Tu mă necăjești. Știam. Tu mă asta, băi, mă necăjești, dar... Știu. Nu, hai să știu de ghicii de propriu. Prighicite? Da. Prighicite, variante. Păi... Deci, numărul... Cu 6 total...
Total? Total, 17. Deci 17 apartamente. Păi, nu 17 etaje? Aparta. Păi, cum am venit la asta? Deci? 17 apartamente. Tu, măi, tu nu înțelegi că 17 apartamente, da? A, și 46 sunt camerele care se află în componența celor apartamente. Da, celor 17 apartamente. N-am zis nimic. 17 apartamente, 46 camere. Știu eu, cum cu 46 am împărțit la 17. Da! Da, e adevărat! Este o mieșcă gogonată, Am făcut. Noi nu mâncăm gogoși aici. Proaste, da. Noi nu mâncăm gogoși aici, profu. Da. Deci, câte sunt cu două camere? 10. Și câte sunt cu patru camere? Nu trebuie să facem 4 de 6 ori. Plus 6! 2 și 1. Știi ce-ți spun locul? 6 minute! Nu mai mă interesează, mi-ai spus să trăsnei lea că 7. Iupi, a scăpat! Aleluia! Să vedem! Să vedem! Să facem 4 de 6 ori 2 și după ori 4. Dar de ce ori 2? Pentru că sunt două camere și luăm 4 de 6. Presupunem că sunt... Toate apartamente. Toate apartamente. Dar câte apartamente sunt? 46. Nu! 17 apartamente. Facem 17. 8, 46. Stefania, hai să stăm de vorbă. Stăm de vorbă. Vă rugăm, noi nu-i... Face ce face, că numai... E intervine ca să strice jurnalul. Măi, profu, dacă facem... Stăți puțin. Dacă facem 46... Profu, dacă facem 46 împărțit la 17, nu aflăm câte apartamente sunt la un singur etaj? Stați, stați. Stefania, lasă-te, Ania. Ai ora ei acum. M-am prins. Este un singur etaj, Lablon. Cu 17 apartamente pe rând. N-am prins mai mult etaj. Ma, gata. Hai să rezolvăm. Explicați 17 ori 2. Da. 17 apartamente. Pentru că dacă astea sunt apartamente. Presupunem că toate cele 17 apartamente sunt cu câte două camere. Știam. Da? Da. Ștefi a reacționat foarte frumos. Deci dacă toate ar fi cu câte două camere, așa. Ar fi 34. Ar fi 17 ori 2 și ar face 34 camere. După aia tăiem picioarele. Cum era la arate. Picioare la apartamente. Știu eu acum. Deci atenție. 34 cu 4. Nu, profu, de aici știu. 34 de camere. Profu, de aici știu. 36 de camere minus 34. Profu, 46 de camere. Am o întrebare, dar de ce n-am presupus că sunt toate 4? Că sunt 4 cu 2. Că sunt cu 4. Toate sunt cu 4 camere. Nu, toate sunt cu câte două camere. Am vă vin și vă. Dacă se putea și cu 4? Se putea și cu 4. Bine, fac cu 4. Da, 34. Acum, ce facem, Ștefania? 36. Da, 6 minus 34. Și ne dă 12. Da, 12. 12. Și 12 ori 2. 12 ori 2. 12 ori 2. Și în felul ăsta... Am aflat ce? Am aflat câte apartamente sunt de 4. Că noi punem două aici. Și acum știu că însă aflăm câte sunt 46 apartamente, deci, minus 6. În total sunt 6 apartamente. Deci 6 apartamente
Cu câte? 6 apartamente cu 4 camere. Da, și acum 46 minus 6, profu. Cum am 46 minus 6? Păi ca să avem câte apartamente sunt cu 2. Nu, 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 și ne dă 11. Așa. Și, și 11 apartamente cu 2 camere. Profu, poate mănâncă un copil și să uită la mine cu ochii mari. Gata, lasă, lasă, gata. Atenție. Atenție. Deci, copii, ne-am amintit problema asta. Da, da. Deci, practic, ne închipuim că toate apartamentele ar fi cu 2 camere. Știți? Da. Și observăm câte camere sunt în plus. În plus sunt cât din 46 am scăzut pe 34. Camere în plus vin de la apartamentele cu 4 camere. Și ca să ajung de la 2 la 4 mai trebuie să adaug câte 2 camere. De ce am par la 2? Diferența da. Dintre camere? Oare mai funcționează dacă începe să presupune că toate sunt cu 4? Sigur că da. Vom avea, vom avea mai eu? Multe. Pot face eu? Atenție. Acum, dacă vom cere toate ori fi cu 4, înseamnă că o să avem mai multe camere. 17 ori 4 fac nu știu câte. Păi atunci nu 4, o să 7, fie 28? Pe cal. Care e varianta bună? Varianta bună este... Un număr mai mic, un număr mai mic mai tăi. Nu, nu, nu. Nu, nu. Și acealaltă e bună. Numai că camerele vor fi mai multe. Și atunci trebuie să tăiem din camere. A, ca să ajungem la camere cu 2, nu? Și exact diferența ce o tăiem și vedem exact. Îmi faceți voi acasă cu tot 17 apartamente, dar modificați numărul camerelor, da? Deci tot cu 17 apartamente modificați numărul camerelor. Odată 50 camere. Odată 54 camere. Da. Și întrebarea este, dar cu 110 camere se poate? Gata. Și stai să vă spun acum dacă se poate. Se poate. Dar cu 110 camere se poate. Se poate. Ah, camere. Da. De ce? Da, da. Așa, mâine ne vedem la tine. Ce a fost interesant asta? Publicitate. Fața la nu scoate.